și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Păstorii au venit în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pe prunc culcat în iesle. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iam asta, părinte de Can și Paro, agă părinte Adrian, dragi persoane consacrate, dragi și biscă din Cioș, uniți cu noi prin intermediul radioului Maria și a internetului, dragi și stimate familii, dragi părinți ai acestui copil, adus pentru a intra aici alături în comuniunea cu noi toți în biserică prin Sfântul Botez. Astăzi, Sfânta Biserică, în atmosfera Crăciunului, ne cheamă nu numai să privim la iesle, ci să ne identificăm cu Maria, Iosif și cu pruncul. Adică să trăim atmosfera familiei din Nazaret, sigur de data asta lângă ieșirea din Betleem. Este o invitație pe care biserica o face către toate familiile din toată lumea, către toți cei chemați să fie părinți și să aibă în familie copii. Este o invitație într-un chip deosebit pentru cei care au un jubileu în această zi, așa cum frumos au rânduit părintele paroc, ca să vină la biserică cei ce au jubilee. Dar este o invitație pentru toate familiile de aici, din catedrală și din întreaga noastră dieceză, să se apropie de familia din Nazaret și să găsească acolo o școală adevărată de demnitate, de iubire, de prețuire, de comuniune. De aceea vă invităm, dragi și iubiți credincioși, dragi și iubite familii, să mergem cu toții la Betleem și să intrăm și noi în casa din Nazaret, a Mariei, a lui Iosif și a pruncului Iisus, pentru a celebra cu vrednicie această solemnitate în octava Crăciunului, Sfânta Familie. Îi cerem iertare acum lui Dumnezeu pentru toate lipsurile noastre, păcatele noastre, și să ne facă vrednici de a trăi cu bucurie această sărbătoare a Sfintei Familii și a familiilor noastre, spunând: mărturisesc! Și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult, cu gând, cuvânt, fapta și omisiune, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, Curulea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Iahina Shalasis Deho. Să fim uniți prin aceeași iubire, pentru ca odată să gustăm răsplata veșnică în bucuria casei tale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din Cartea 1 a lui Samuel. Când s-au împlinit zilele, Ana a zămislit și a născut un fiu. I-a pus numele Samuel, căci zicea, de la Domnul l-am cerut. Elcana a urcat cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de fiecare an și să-și împlinească votul. Dar Ana nu a urcat, ci i-a zis soțul ei, când îl voi înțărca pe copil, îl voi duce și îl voi prezenta înaintea Domnului și va rămâne acolo pentru totdeauna. Când l-a înțărcat, l-a dus cu ea. A luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin și le-a dus în casa Domnului la Shiloh. Copilul era încă mic. Au înjunghiat taurul și-au adus copilul la Eli. Ana a zis, te rog, Domnul meu, pe viața ta, Domnul meu, eu sunt femeia care stătea înaintea ta rugându-se Domnului. Pentru copilul acesta m-am rugat și Domnul a ascultat cererea pe care i-am adresat-o. De aceea și eu îl dăruiesc Domnului pentru toate zilele pe care le-a
le va avea de la Domnul. Și s-au prosternat acolo înaintea Domnului. Cuvântul Domnului. Sabaot, sufletul meu suspină, ba chiar tângește după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeul cel care locuiesc în casa ta, pentru că te pot lăuda mereu. Fericit este omul care își află tăria în tine și căile tale sunt mereu în inima sa. Dumnezeule Sabaot, ascultă rugăciunea mea. Dumnezeul lui Iacob, pleacă-ți urechea. Dumnezeule, scutul nostru, privește și vezi fața unsului a doua. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Prea iubiților, vedeți câtă iubire ne-a dăruit Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și suntem. De aceea lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut pe El. Iubiților, acum suntem copiii a lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Știm că atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Iubiților, dacă inima noastră nu ne acuză, avem încredere în Dumnezeu și orice I-am cere, primim de la El, pentru că ținem poruncile Lui și facem ce Îi este plăcut. Aceasta este porunca Lui, să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, după cum ne-a dat poruncă. Cel care ține poruncile Lui rămâne în El și El în acesta. Prin aceasta cunoaștem că rămâne în noi, după Duhul pe care ni l-a dat.
Cuvântul Domnului. Ca să înțelegem cuvintele Fiului Tău. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Părinții lui Iisus mergeau în fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paștelui. Când avea el 12 ani, au urcat acolo după obiceiul sărbătorii. Împlinindu-se acele zile, pe când se întorceau, copilul Iisus a rămas în Ierusalim, dar părinții lui nu știau. Socotind însă că este cu grupul de pelerini, au mers cale de o zi și îl căutau printre rude și cunoscuți. Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l. După 3 zile l-au găsit în templu, stând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți cei care îl ascultau se mirau de înțelepciunea și de răspunsurile lui. Văzându-l, ei au rămas înmărmuriți și mama lui i-a spus: Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? Iată, tatăl tău și cu mine te-am căutat îngrijorați. El însă le-a spus: De ce m-ați căutat? Nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Însă ei n-au înțeles cuvântul pe care li-l spusese. Apoi a coborât cu ei, a venit la Nazaret și era supus lor. Iar mama lui păstra toate aceste cuvinte în inima ei. Iisus creștea în înțelepciune, statură și har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Excelența voastră, dragi credincioși, dragi familii din familia mare a comunității noastre parohiale Adormirea Maicii Domnului din Iași, cu doar câteva zile în urmă, cred cu toții, cu bucurie, am participat la sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Dumnezeu, conform planului Său conceput din veșnicie, a ales să se facă om asemenea nouă, întru totul, afară de păcat, pentru ca din această condiție, străbătând căile existenței noastre umane, să ne scape de păcat, să ne mântuiască. Dumnezeu, iată, așadar, a preferat să străbată calea omului, calea firii omenești, pentru a-l mântui pe om. De aceea a ales să se nască, să vină pe lume asemenea oamenilor,
și nu oricum. Ba mai mult, în pieslea Betleemului vedem condițiile de sărăcie și de umilință care ne vorbesc tocmai de această iubire fără margini, pe care Dumnezeu a avut-o dintotdeauna față de neamul omenesc. Așadar, nașterea Mântuitorului Lumii nu s-a petrecut printre îngeri, deși aceștia au fost primii martori. Nu s-a petrecut undeva în ceruri, departe de noi. Nașterea Mântuitorului s-a petrecut printre oameni și nu oricum, ci iată, în sânul unei familii. De aceea Biserica ne invită astăzi să reconsiderăm misterul întrupării cuvântului din perspectiva familiei sfinte din Nazaret, de la care mereu orice familie de pe pământ, fie că este creștină sau nu, poate învăța în mod desăvârșit cum să trăiască viața de familie. Așadar, sărbătoarea de astăzi, la care sunt bucuros să văd că mulți dintre dumneavoastră ați răspuns invitației, este o sărbătoare a bucuriei și a speranței, o sărbătoare a înnoirii și a iubirii familiale. Este o sărbătoare apropiată familiilor noastre, o sărbătoare apropiată sufletelor noastre. Din nefericire, asistăm astăzi la o criză fără precedent a familiei umane în general și a familiei creștine în mod special. Din ce în ce mai mult auzim sau cunoaștem chiar soți care au uitat de promisiunea, de jurământul de fidelitate și de unitate pe care într-o zi, plin de încredere în sine, l-au făcut înaintea altarului. Și se despart, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pe de altă parte, vedem părinți care au uitat de responsabilitatea lor față de copiii cărora le-au dat viață. Și, din nefericire de asemenea, copiii care desconsideră datoria lor de a-și iubi și respecta părinții. Ca să nu mai vorbim de acele familii care abdică ușor în fața problemelor vieții, crezând că, despărțindu-se, au scăpat de probleme și au găsit rezolvarea cea mai potrivită. Dacă este să fim sinceri, iubiți frați, motivele acestei crize prin care trece așadar familia umană în general și familia creștină în special, sunt, sigur, deosebite, sunt nenumărate. Însă privind cu atenție la acele familii care s-au destrămat, constatăm că două sunt principalele motive care au dus la destrămarea familiei. În primul rând, a lipsit respectul față de celălalt și implicit respectul față de sine. Respectându-l pe celălalt, nu face altceva decât să te respecti pe tine. Și în al doilea rând, și deși este în al doilea rând, cred că este principalul motiv al despărțirii acestor familii, este lipsa unei prezențe fundamentale pentru trăinicia oricărei familii, și anume lipsa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a fost acceptat în acele familii, pentru că era un oaspete prea exigent, un oaspete care deranja. Aceste două valori, iubiți frați, trebuie meditate profund, trebuie trăite în amănunt, dacă voim ca familiile noastre să fie binecuvântate de Domnul.
Să privim doar puțin la exemplul pe care ni-l oferă Sfânta Familie din Nazaret. În această familie, Dumnezeu și împlinirea voinței sale sfinte ocupă mereu primul loc. Totul este subordonat lui. Totul se vrea și se face în concordanță cu voința lui. Maria ascultă, se supune voinței lui Dumnezeu și acceptă să devină mama fiului său. Iosif, tatăl purtător de grijă, ascultă de glasul tainic al lui Dumnezeu și de planul dezvăluit în timpul visului, în timpul somnului, și veghează cu deosebită atenție asupra vieții lui Iisus și a Mariei, în special atunci când este pusă viața lor în pericol. Astfel vedem că suferința, chiar din primele momente ale vieții copilului Iisus, este asumată și suportată cu spirit profund de credință. Văzând de altfel în fiecare moment, chiar și de tristețe, de încercare, planul ascuns al lui Dumnezeu. Greutățile cele mai aspre prin care a trecut familia sfântă nu îi afectează deloc armonia, tocmai pentru că totul este văzut, privit în lumina lui Dumnezeu. Pentru că Iisus este comara lor cea mai de preț, pentru că Iisus este centrul sentimentelor și grijilor, pentru că Maria și Iosif trăiesc alături de Iisus, uitând chiar de ei înșiși, fiind dăruiți cu totul misiunii pe care le-a încredințat-o Dumnezeu. Și apoi, desigur, un lucru foarte important, care a fost semnalat și în Evanghelia de astăzi, familia din Nazaret este un exemplu de rugăciune. Să ne gândim că doar anual străbăteau peste 150 de kilometri de la Nazaret la Ierusalim pentru a participa la sărbătoarea Paștelui. Și nu aveau nici tren de mare viteză, nici autobuz sau microbuz sau alte mijloace de transport. Singurul mijloc mai luxos era un măgăruș acolo. Cu toate acestea, mergeau an de an la Ierusalim. Când viața unei familii este inspirată din viața familiei sfinte din Nazaret, relațiile din sânul ei nu vor avea niciodată de suferit. Niciodată. Atunci când Dumnezeu în sânul unei familii își primește locul pe care îl merită, atunci când rugăciunea este o practică obișnuită și frecventă a tuturor membrilor ei, atunci când iubirea, elementul de legătură principal dintre membrii oricărei familii, se inspiră din iubirea care a existat între membrii familiei din Nazaret, atunci, iubiți frați, viața familiilor noastre va fi mult mai ușoară. Atmosfera va fi mult mai plăcută. Greutățile și dificultățile, chiar dacă nu vor dispărea, vor fi depășite cu alt spirit, cu mai multă ușurință. Se spune că într-o zi de toamnă, pe o vreme furtunoasă, dintr-un port au pornit pe mare, într-o călătorie lungă, un vapor și o bărcuță de pescari. Vaporul, cum e bine știut, era bine pus la punct, cu tot felul de echipamente care îl făceau puternic, de încredere, pe orice fel de vreme. Lumea de pe țărm își zicea, fericiți cei din vapor, însă vai de cei din bărcuță, pentru că se vor prăpădi cu siguranță. Însă, din nefericire, marinarii de pe vapor au început să o țină tot în beții. De beți ce erau, nici nu mai puteau vedea steaua polară. Ba mai mult, neputând o citi, au aruncat peste bord busola.
Evident, vaporul a intrat în derivă, s-a rătăcit, s-a izbit de stânci și s-a scufundat. În timp ce pescarii, în bărcuța lor, cu ochii la steaua polară și cu busola în mână, au ajuns teferi la destinație. Iubiți credincioși, steaua polară pentru familiile noastre este credința puternică în Dumnezeu. Iar busola rămâne întotdeauna iubirea. O familie creștină, chiar de-ar avea tot luxul vieții moderne, dacă nu are credință și iubire, rătăcește. Și în cele din urmă se scufundă. E de ajuns să privim în jur. Sau poate chiar în propria familie. Și observând eventual nemulțumirile, vom descoperi că credința noastră lasă de dorit, iubirea de asemenea. O familie săracă, în schimb, oricât de săracă ar fi, dacă are credință și iubire, se salvează. Va ajunge întotdeauna la țărm. Astăzi, în sărbătoarea Sfintei Familii, împreună, în marea familie a comunității noastre, împreună în familiile dumneavoastră, amintindu-vă de aniversarul la 25 sau 50 de ani de căsătorie sau 65 de ani de căsătorie sau de cifra rotundă sau mai puțin rotundă de ani pe care ați sărbătorit-o anul acesta, cereți ca Sfânta Familie din Nazaret să vă fie mereu exemplu și ajutor în viața de credință și în iubirea pe care să o arătați unii față de alții. Și să-L rugăm pe Dumnezeu, așa cum la începutul liturghiei am făcut-o împreună, la rugăciunea de început, în familiile noastre să înflorească aceleași virtuți, aceeași iubire, care au adus atâta fericire familiei Sfinte din Nazaret. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos! Sărbătoarea Sfintei Familii ne bucură să oferim acestui copil darul credinței prin Sfântul Botez. De aceea, dragi părinți, vă întreb, ce nume ați dat copilului vostru? Paul Francisc. Ce cereți de la Biserica lui Dumnezeu pentru Paul Francisc? Iubiți părinți, voi ați cerut botezul pentru copilul vostru. Prin aceasta vă obligați de a-l educa în sfântă credință, așa încât prin poruncile să înveți a-L iubi pe Dumnezeu și pe aproapele după exemplul lui Hristos. Vă dați de această îndatorire. Ne dăm seama. Visnași, sunteți dispuși să-i ajutați pe părinți la îndeplinirea îndatoririi lor ca acest copil să devină bun creștin? Domnul Francisc, biserica noastră creștină te primește cu mare bucurie în rândul fiilor săi. În numele ei, eu te însemn cu Sfânta Cruce după mine și părinții împreună cu nașii te vor însemna cu același semn al lui Hristos, Mântuitorul nostru.
Puteți să luați loc. Fraților prea iubiți, să invocăm acum mila lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, asupra acestui copil chemat să primească harul botezului, asupra părinților lui, asupra nașilor și asupra tuturor celor care au primit botez. Ca să binevoiești prin taina morții și învierii tale, să luminezi sufletul acestui copil, Paul Francisc, să-l faci să se nască la viața cea nouă a Harului și să-l primești în Sfânta Biserică. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiești a face ca, prin Harul Botezului și al Mirului, acest copil să devină ucenicul tău și mărturisitor fidel al Evangheliei tale. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiești a-l conduce pe acest copil pe calea Sfințeniei, ca și el să dobândească viața veșnică împreună cu Sfinții tăi. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiești, ai ajuta pe părinți și nași să devină o pildă vie pentru acest copil. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiești, a păstra mereu familia acestui copil în iubirea ta. Te rugăm, ascultă-ne! Ca să binevoiești, a renoi în noi toți harul Sfântului Botez. Fraților, cei care sunt botezați intră în comuniunea Sfinților, care sunt mijlocitorii lor în fața lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi. Sfinte Ioane Botezătorule, roagă-te pentru noi. Sfinte Iosife, roagă-te pentru noi. Sfinților Petru și Paul, rugați-vă pentru noi. Sfinte Francisc, roagă-te pentru noi. Toți Sfinții și Sfintele lui Dumnezeu. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu L-ai trimis în lume pe Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să zdrobească puterea satanei, Duhul cel rău, și să-L conducă pe om din întuneric la lumina veșnică în împărăția Ta. Te rugăm cu milință, eliberează-l pe acest copil de păcatul strămoșesc. Fă din el un templu al mării tale, o locuință a Sfântului Duh, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Eu te umb cu îndelemnul mântuirii, iar Hristos Mântuitorul să te întărească cu puterea sa, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Celor prea iubiți, să ne rugăm acum lui Dumnezeu atotputernicul ca El să renască pe acest copil la viața cea nouă prin apă și Duh Sfânt. Dumnezeule, prin semnele văzute ale Sfintelor Taine, împlinești cu putere nevăzută minunea mântuirii oamenilor. De-a lungul timpurilor, în diferite feluri, Tu ai pregătit apa ca să fie semnul vizibil al Sfântului Botez. Încă de la începutul lumii, Duhul Tău plutea peste ape, dându-le sămânța puterii de sfințire. Și potopul a fost o imagine a botezului. Acum, ca și atunci, apa simbolizează sfârșitul păcatului și începutul unei vieți noi. Atunci când ne-a eliberat pe fiul lui Avraam din robie, făcându-i să treacă nevădămas prin Marea Roșie, ai simbolizat în ei pe poporul celor mântuiți prin Sfântul Botez. Iar la împlinirea timpului,
Fiul Tău unul născut, Domnul nostru Iisus Hristos, a fost botezat în apa Iordanului și uns cu Duhul Sfânt. A stâcnit pe cruce, El a lăsat să iasă din coasta sa sânge și apă. După înviere a poruncit apostolilor săi zicând, mergeți și predicați Evanghelia la toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și acum, Părinte Sfânt, privește cu iubire asupra bisericii tale, îi deschide izvorul Sfântului Botez, revarsă în această apă, prin puterea Duhului Sfânt, harul Fiului Tău preiubit, pentru ca prin taina botezului, omul făcut după chipul și asemănarea ta să fie curățat de întinarea păcatului și să învie ca o făptură nouă din apă și Duh Sfânt. Doamne, te rugăm să coboare în această apă puterea Duhului Sfânt, pentru ca cei care prin ea vor primi taina botezului, înmormântați fiind într-o moarte împreună cu Hristos, să învie împreună cu El la viața veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Părinți și nași, copilul pe care l-ați adus urmează acum să fie botezat. Dumnezeu în iubirea sa îi va da o viață nouă prin renașterea din apă și Duh Sfânt, pentru ca viața dumnezeiască pe care o primește în dar să fie ocrotită împotriva păcatului și să se dezvolte din zi în zi, vouă vă revine obligația de a-L educa în credința lui Hristos. Dacă așadar, în puterea credinței voastre, sunteți hotărâți să împliniți această obligație, amintindu-vă totodată de botezul vostru, depătați-vă de păcat și mărturisiți-vă credința în Iisus Hristos, care este și credința bisericii în care va fi botezat și copilul vostru. Așadar vă întreb, vă lepădați de Satana și de toate faptele lui și de toată trufia Lui? Credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și s-a dat de-a dreapta Tatălui? Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața cea veșnică. Cred. Repetați după mine. Aceasta este credința noastră. Aceasta este credința noastră. Aceasta este credința bisericii. Aceasta este credința bisericii. Și noi suntem fericiți că o putem mărturisi în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și noi voiți așadar ca Paul Francis să primească botezul în credința bisericii, credință pe care am mărturisit-o împreună voi. Paul Francisc, eu te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dumnezeu cel Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care te-a eliberat de păcat și te-a renăscut din apă și Duh Sfânt, El însuși te unge cu un de lemnul mântuirii, pentru ca, făcând de acum parte din poporul Său, să rămâi mădular al lui Hristos, preot, profet și împărat, pentru viața veșnică. Amin.
Tu ai devenit o făptură nouă și ai fost îmbrăcat cu Hristos. Această haină albă să fie semnul demnității tale, ajutat de cuvintele și exemplul celor care te iubesc, păstrează nepătată pentru viața veșnică. Amin. Primiți acum lumina lui Hristos. O, părinților și nașilor, vă este încredințată această lumină pe care trebuie să o întrețineți aprinsă fără încetare. Aveți grijă ca acest copil al vostru, Paul Francisc, lumina de Hristos, să trăiască totdeauna ca un fiul luminii. Și rămânând statornic în credință, se poate ieși în întâmpinarea Domnului când va veni împreună cu toți sfinții Lui în împărăția cerurilor. Amin. Domnul nostru Iisus Hristos, care i-a făcut pe surs să audă și pe mulți să vorbească, să-ți dea harul de a asculta cu bucurie cuvântul Său, de a mărturisi credința spre lauda și mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa de mâinile tale, spre lauda celui Dumnezeu, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Îți oferim, Doamne, jertfa de împăcare, rugându-te cu umilință ca prin mijlocirea Sfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu și a Sfântul Iosif să statornicești familiile noastre în harul și în pacea ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin El se împlinește astăzi schimbul minunat al răscumpărării noastre, căci în timp ce cuvântul Tău ia asupra sa slăbiciunea firii noastre, ființa muritoare a omului este ridicată la mărirea veșnică și fiind El cu noi împreună, ne dăruiește tuturor cununa nemuririi. De aceea, uniindu-ne cu corurile îngerești, te laudăm cântând cu bucurie. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți,
a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. Asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere de morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfă prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste Biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Frăților preiubiți, acest copil renăscut prin botez se numește și este cu adevărat copilul lui Dumnezeu. Prin Sfântul Mir, el va primi plinătatea Duhului Sfânt. Când se va apropia de altarul Domnului, el va lua parte la masă jertfei sale și, înconjurat de mulțimea fraților,
se va putea adresa lui Dumnezeu numindu-L Tată. Acum, în numele Lui, pătruns de Spiritul unui adevărat copii al lui Dumnezeu, acel Spirit pe care l-am primit cu toții, să ne ajute să ne rugăm împreună așa cum ne-a învățat Domnul, spunând: Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea! Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai cuvântul și se va tămădui. Rămâi cu noi, Doamne Iisuse, rămâi mereu cu noi. Thank you.
certa greșeală cea străbună și-al măcat pe al său Tată Sfânt. O lume acum tresare n-așteptarea acelei nopți când
Să ne rugăm! Părinte îndurător, Tu ne înviorești cu tainele cerești, de ne te rugăm harul să imităm mereu exemplu Sfintei Familii, pentru ca după suferințele vieții acesteia să avem parte alături de ea de fericirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Vă rog să luați puțin loc, înainte de a primi binecuvântarea și de a face împreună cu Preasfințitul rugăciunea specială pentru familii, aș dori să vă fac cunoscute anunțurile. În primul rând, mulțumiri tuturor dumneavoastră pentru ofertele pe care le-ați făcut la colecta din noaptea și ziua de Crăciun, destinată ca de fiecare dată susținerii vocațiilor din seminar. S-au strâns 8.769 de lei. Domnul să vă binecuvânteze, să vă răsplătească și să vă sporească darul oferit cu atâta generozitate. Mâine, 31 decembrie, pe lângă liturghiile de dimineață de la ora 6:30 și 7:30, seara la ora 5, va fi liturghia cu Te Deum, de mulțumire pentru toate harurile primite în acest an, după care vom primi, ca de fiecare dată, urătorii. Apoi, noaptea, începând cu ora 23:50, 12:10 așadar, cine dorește este binevenit în catedrala noastră la un scurt moment de rugăciune pentru a marca trecerea în noul an. Marți, 1 ianuarie 2019, în prima zi din an, așadar, avem solemnitatea Sfintei Maria Născătoare de Dumnezeu, anul nou. Este sărbătoare de poruncă și totodată este a 52-a zi mondială a păcii. Sfintele liturghii vor fi ca în zi de duminică. Miercuri, 2 ianuarie, începem sfințirea caselor și binecuvântarea familiilor după programul cunoscut și expus la afișiere. Pentru detalii și programări, vă rugăm să luați legătura cu preotul programat să ajungă la dumneavoastră sau să treceți pe la biroul parohial. Mulțumim celor care au dirijat anul acesta prin formularul 230, cei 2% din impozitul pe salariu sau pensie către parohia noastră, ajutând astfel la susținerea activităților pastorale și social-caritative. Vă mulțumim și vă încurajăm să ne susțineți și în anul care vine. Duminica viitoare, 6 ianuarie, este Epifania Domnului. La fiecare sfântă liturghie se va sfinți apa. Ne bucurăm că jumătate dintre dumneavoastră ați primit plicul pentru sfințirea caselor. Unii, prin bunăvoința unui vecin sau cunoscut, l-au primit direct acasă. Mai sunt jumătate din plicuri, din adresele pe care le avem în evidențele parohiale și ne-am bucurat să ajungă la dumneavoastră înaintea preotului care vă va vizita pentru a lua act de mesajul, recomandările și rugămintea noastră către fiecare familie în parte. Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare. De asemenea, aș dori să mulțumesc în numele dumneavoastră al tuturor și a familiei care astăzi a botezat copilul Preasfințitului pentru prezența la această liturghie, care am spus aș dori să fie o liturghie specială a familiei noastre, a comunității parohiale, împreună cu familiile care alcătuiesc comunitatea noastră, familii care, din evidențele noastre, am văzut 9 dintre ele au împlinit anul acesta 50 de ani de căsnicie, 3 25 de ani, a fost o familie cu 65 de ani. Sigur, dumneavoastră știți mai bine anii de căsnicie pe care i-ați trăit împreună și pentru care astăzi, în sărbătoarea Sfintei Familii, aduceți mulțumire bunului Dumnezeu. Am ținut ca la această Sfântă Liturghie să fie și un botez, pentru că a fost un caz, să zicem, mai aparte. Într-o dimineață venea cineva speriat, tatăl, cu emoție și îmi spunea: părinte, faceți o rugăciune pentru că soția este în spital cu copilul și a fost o naștere mai cu probleme. Se temea să nu-l piardă pe Paul Francisc, pe care l-am botezat astăzi. Ulterior a venit și a mulțumit Domnului pentru că a trecut pericolul și, cerând să fie botezat, am gândit de ce nu în chiar sărbătoarea Sfintei Familii, împreună cu familia. Și mulțumim Preasfințitului pentru că a răspuns invitației de a fi prezent la această Sfântă Liturghie și chiar să-l boteze pe Paul Francisc.
Vă dorim să aveți o trecere liniștită în noul an 2019, în care binecuvântarea Domnului și prezența celor dragi să vă însoțească mereu. Dragi familii prezente aici, în catedrala noastră, care vă rog să luați încă o clipă loc, Părintele la radio dimineață a anunțat că voi avea un mesaj, un cuvânt scurt, da. Mă bucur, dragi familii care sunteți aici de față, cu această familie fericită, cu toate familiile care au fost astăzi în sărbătoare și sunt, dar și cu toate familiile din întreaga noastră dioceză. Pentru că peste tot astăzi, cum mi-a spus și părintele, au loc astfel de momente în jurul Ieslei, în Betlehem, cu Sfânta Familie întreagă, se bucură să facă sărbătoare. Îi felicităm pe toți din întreaga dieceză, sigur și le dorim și prin undele radioului Maria tuturor familiilor noastre și din țara întreagă să aibă bucurie, cum a avut bucurie și familia din Nazaret, cu toate suferințele, mare bucurie, împlinind voința lui Dumnezeu. Vrem să vă spun doar ca mesaj, așa cum a fost anunțat de Părintele Felician, vrem să vă spun ce ne-a spus Sfântul Părinte Papa Francisc atunci când a hotărât să facă sinodul pentru familii, care m-am bucurat să aud încă o dată direct de la el, un lucru care m-a impresionat pe mine într-un chip cu totul deosebit, cum și pe toți credincioșii noștri, cred, din întreaga lume. Și anume, că nu numai persoane singure, bărbat sau femeie, poartă în ele chipul lui Dumnezeu, ci și familia, ca și comuniune de persoane, poartă în ele imaginea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, familia este o imagine firavă pe pământ, fără dar și poate, dar care vorbește despre iubirea lui Dumnezeu. Pentru că iubirea din sânul familiei cerești, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este un exemplu și o lumină pentru toate familiile. Pentru că în toate familiile trebuie să fie această iubire interpersonală între tată, fiu și copil. Imaginea așadar a iubirii lui Dumnezeu din ceruri. Familia care crede în El, care îl urmează pe El, care îl ascultă pe El. Așadar, dumneavoastră, dragi iubiți credincioși, dumneavoastră trebuie să vă bucurați de această definiție frumoasă a Sfântului Părinte Papa Francisc, că sunteți o oglindă în care se poate vedea și trebuie să se vadă imaginea Sfintei Treimi, Tată, Fiul și Duh Sfânt. Și că familia trebuie să se străduiască, să copie mereu această iubire din Sfânta Treime. Vă doresc dumneavoastră, celor care faceți sărbătoare, celor care sunteți în catedrală, tuturor celor uniți cu noi prin intermediul radioului și al internetului, să fiți cu adevărat fericiți, purtând în lume imaginea iubirii lui Dumnezeu. Tată, mamă și fiu. Iată, acesta e scurtul meu mesaj pentru dumneavoastră, cei care ați făcut sărbătoare, pentru toți credincioșii noștri. Și în sfârșit, Sfântul Părinte Papa Francisc a făcut o rugăciune. Cine a transmis-o
și înainte de sinod, și în timpul sinodului, și ne-a lăsat-o și ca document de rugăciune pentru familia din Nazaret. Vă rog împreună, înainte de binecuvântare, să o ascultăm și să dăm glas în inima noastră acestor sentimente pe care le spune Sfântul Părinte în rugăciunea sa către familia din Nazaret, către Sfânta Familie. Așadar, ne rugăm în picioare și apoi dăm binecuvântare și familiei fericite pentru botez. Iisuse Maria Iosife, în voi contemplăm spledoarea adevăratei iubiri. Ne încredințăm vouă cu încredere. Sfântă Familie de la Nazaret, fă ca și familiile noastre să fie locuri de comuniune și cenacole de rugăciune, autentice școli ale Evangheliei și mici biserici familiale. Sfântă Familie din Nazaret, fă să nu mai fie în familie episoade de violență, de închidere și de dezbinare. Cine a fost rănit ori scandalizat, să fie imediat mângâiat și vindecat. Sfântă Familie de la Nazaret, fă ca toți să devenim conștienți de caracterul sacru și inviolabil al familiei, de frumusețea ei în planul lui Dumnezeu. Iisuse Marie și Iosife, ascultați și primiți rugăciunea noastră. Amin. Și acum implorăm binecuvântare asupra familiei și asupra tuturor. Dumnezeu cel atotputernic, care prin Fiul s-a născut din Fecioara Maria, a dat tuturor mamelor creștine fericită speranță că fiii lor vor ajunge la viața de veci, El să te binecuvânteze pe tine, mamă, care ești aici de față, și precum astăzi aduci mulțumire pentru darul de a fi mamă, tot astfel împreună cu copilul tău să rămâi mereu recunoscătoare lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Dumnezeu cel atotputernic, care dăruiește viață în timp și în veșnicie, să te binecuvânteze pe tine, tatăl acestui copil, împreună cu soția ta, să fiți primii în mărturisitori ai credinței pentru copilul vostru prin cuvânt și faptă, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Dumnezeu cel atotputernic, care ne-a renăscut din apă și Duh Sfânt pentru viața veșnică, El să vă binecuvânteze din belșug pe voi toți, pentru ca întotdeauna și pretutindeni să fiți mădulare vii ale poporului Său și tuturor celor de față să vă dorească pacea Sa. Domnul să fie cu voi! Cirea Sfintei Familii din Nazaret să vă binecuvânteze pe voi, atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace.